FCM Târgoviște venea după un rezultat de egalitate, un 1 la 1 reușit pe terenul unei echipe grele din seria a 6-a Conupet Ploiești. Adversarul din etapa a noua Civitas Făgăraș nu trebuia să pună prea mari probleme FCM-ului, însă a făcut-o asta și pentru că elevii lui Gigi Mane au tratat adversarul de sus, care venea la șotânga fără nicio victorie, fără punct în clasament, cu două goluri marcate și 16 primite. După un început echilibrat, Făgăraș a deschis scorul cu puțin timp înainte de pauză prin Sfrijan în minutul 41. În repriza secundă a urmat un recital de ratări. Popan, în minutul 49 a plecat de la limita offside-ului, însă a ratat ținta, iar Grigore în minutul 60 l-a copiat. Totuși, după o sumedenie de alte ratări la poarta adversă și mai multe momente moarte prin care cei de la Făgăraș au înțeles că se poate câștiga o meci de fotbal, a venit minutul 82 când Dragnea a obținut un penalti transformat cu siguranță de mândru. Este un eșec imposibil de scuzat. Elevii lui Gigi Manea nu au niciun fel de scuză față de acest eșec rușinos. Au ratat fără jenă Cernea, Dragnea, Popa, i-au imitat Gâldău și Negotei. Echipa din Făgăraș nu avea niciun punct până în această etapă, aveau două goluri marcate și 17 primite, au venit, s-au apărat pe două linii, târgoviștenii au ratat foarte mult, au dominat terenul, au dominat meciul, dar s-au dovedit deficitari la finalizare. Gândul victoriei a fost mult prea mare în tabăra lui Gigi Mane, altfel nu se explică cum în primul minut de prelungire, la un corner al FCM-ului la acoperire au rămas doar doi fotbaliști. Aspectul a fost imediat speculat de un contraatac al oaspiților, terminat cu un fault asupra lui Penescu în careu și cu execuția lui Boghes de la punctul cuvar pentru primele trei puncte din această toamnă în contul făgărașului. Le lipsește băieților lui Gigi Mane, un atacant de gura porții, un vârf percutant de careu care să fie ca un vulpoi, să miroase și să simtă poarta, mingea și adversarul, și să introducă obiectul muncii în sfori. În această partidă au dezamăgit toți jucătorii, și mi-e tare frică că acei fotbaliști pe care noi ne bazam cernea. Benescu, Negotei, Trică, Grigore, Popa, s-au născut talente și vor muri speranțe.